În contextul în care seceta a lovit întreaga țară, nici orașele și satele din județul Mehedinți nu au fost ocolite. Vorbim de această dată despre satul Izimșa, comuna Obârșa de Câmp, unde primarul Marinela Dumitrele trage un semnal de alarmă și le reamintește cetățenilor să folosească apa potabilă în mod rațional. Valul de caniculă a adus o secetă cumplită în mai multe județe ale țării. În lipsa ploilor, culturile se usucă pe câmp, iar pentru irigații nu mai este apă. În plus, și animalele suferă de sete. Această situație este întâlnită și în județul Mehedinți, în comuna Obârșa de Câmp, mai exact în satul Izimșa. Primarul comunei, Marinela Dumitrele, este un om extrem de implicat în comunitate și mereu atent la nevoile cetățenilor. Astfel, în acest context în care se află județul nostru, aceasta a dorit să tragă un semnal de alarmă și le reamintește cetățenilor să folosească apa potabilă în mod rațional. Dată fiind situația actuală, în condițiile unei secete pedologice puternice și a unei perioade cu temperaturi diurne ridicate fără precipitații, în care consumul înregistrat la utilizatori este foarte ridicat și cu tendință de creștere de la o zi la alta, vă reamintim că apa este destinată în principal consumului menajer al populației. De aceea recomandăm tuturor utilizatorilor să utilizeze în mod rațional apa potabilă și să prevină risipa sau utilizarea acesteia pentru udarea serelor, grădinilor, spațiilor verzi, a transmis Marinela Dumitrele, primarul comunei Obârșa de Câmp. Totodată, aceasta a ascultat doleanțele cetățenilor și, având în vedere că această situație este o responsabilitate comună, a convocat reprezentanții SECOM și Unic Group pentru a verifica dacă lucrările efectuate în apropierea bazinului de captare deja existent au efectuat în vreun fel debitul de apă. În urma vizitei în teren, am constatat că lucrările efectuate de constructor pentru noua stație de captare nu au afectat în niciun fel bazinul de captare, care alimentează cu apă satul Izimșa, singurul factor rămânând secet. Apa pe care am văzut-o cu toții pe lângă bazinul de captare izvorăște din deal și nu are nicio legătură cu izvoarele care alimentează bazinul. Solicit pe această cale sprijinul dumneavoastră pentru a diminua risipa de apă, fiind în continuare utilizatori ce utilizează apă potabilă la udatul serelor, grădinilor, spațiilor verzi. Rezultatul acestui consum fiind resimțit de către toți utilizatorii din zonele limitrofe ale satului Izimșa, a mai transmis Marinela Dumitrele, primarul comunei Obârșa de Câmp. Încă de la începutul mandatului aceasta și-a dat tot interesul pentru dezvoltarea comunei, cât și pentru un trai mai bun pentru cetățeni, totodată copiii fiind puși pe primul loc, ei reprezentând viitorul.